Bună seara și bun găsit tuturor la Focus Special. Sunt Livia Graur și vom petrece împreună următoarea jumătate de oră. Săptămâna aceasta a adus vești mai puțin bune pentru șoferii din București și Ilfov. Crește prețul polițelor RCA. De ce a decis ASF acest lucru și cu cât vom plăti mai mult, aflați imediat. Imaginația și creativitatea nu au limite, a demonstrat-o un grup de designeri din Ucraina, care a organizat o prezentare de modă într-un bunker. Vedeți imagini de acolo în câteva minute. Să începem! Șoferii din București și Ilfov vor plăti aproape dublu pe asigurarea auto obligatorie față de cei din restul țării. Este efectul noilor criterii de risc introduse de Autoritatea de Supraveghere Financiară. Măsura este pusă pe seama numărului mare de daune înregistrate în capitală. Șoferii contestă decizia ASF în condițiile în care Bucureștiul este tranzitat zilnic de peste 300.000 de mașini din toată țara. Aproape 2 milioane de mașini sunt înmatriculate în București și Ilfov, potrivit datelor Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare Vehicule. Cifra reprezintă 20% din totalul parcului auto din România. Potrivit noilor prețuri de referință afișate de ASF, pentru acest șofer tariful RCA va exploda. De exemplu, pentru un șofer din București sau Ilfov, prețul de referință este cu 70% mai mare față de cel pentru un șofer din provincie, indiferent de vârsta lui, chiar și pentru o mașină cu un motor de putere mică. Domiciliul ăsta e motivul de scumpire, nu e logic. Sunt mari oricum. Deci jumătate din ce a constatat în trafic sunt în provincie. Peste tariful de referință, în cele mai multe cazuri, asiguratorii mai adaugă 10 sau chiar sute de lei în funcție de propria analiză de risc. Pentru mașina pe care o deține, cu un motor de 160 de cai putere și cu clasa B8, adică fără evenimente produse în ultimii 8 ani, Dan a plătit ultima dată pe RCA un pic sub 1000 de lei. Următoarea asigurare va fi cu aproximativ 50% mai scumpă. Vârsta dumneavoastră? 47. 47, mulți înainte, București, Ilfov, da? Da. Tariful de referință pleacă de la 1350 de lei. Peste acest tarif își mai pun și asiguratorii o parte. Bineînțeles, o să ajungă undeva la 1600-1700. Din această sumă se va scădea și bonitatea șoferului. Cu toate acestea, Dan consideră nejustificat prețul, mai ales că șoferii din alte 40 de județe aflați în situația lui vor plăti mai puțin. Toți mergem pe aceleași drumuri, indiferent că suntem din București sau că suntem din Prahova sau din Vaslui și așa mai departe. De ce să plătesc mai mult pentru ceilalți sau asta? Nu e normal. ASF justifică modificarea prin numărul mare de daune înregistrate în capitală. Bucureștiul are un nivel foarte mare al frecvenței daunelor, atât față de restul țării, dar și față de alte capitale europene. Când ai o frecvență atât de mare, e normal să ai și o primă RCA mai mare. Transportatorii spun însă că măsura este injustă, atât timp cât peste 300.000 de mașini tranzitează Bucureștiul zilnic. Peste 20.000 de transport alternativ cu opii conforme, mă refer la mașini, la turisme, care fac Bolt, Uber, da? Sunt în București, venite din toate colțurile țării. Ce facem cu ei, în primul rând? Pentru că ei plătesc, înseamnă, o poliță mai mică, circulă toată ziua în București la noi, se lovesc cu noi. Deși România este de departe campioană la accidente rutiere în Europa, specialiștii spun că măsura nu va duce la reducerea lor. Potrivit lor, o altă decizie ar fi dus la o responsabilizare mult mai mare a șoferilor. Sistemul corect ar trebui să fie asigurarea pe CNP și nu asigurarea pe mașină, pentru că asigurarea pe mașină nu face decât să tenteze pe șoferul român sau pe proprietarul de mașină român să găsească șmecherii. Adică înmatriculez mașina pe numele lui tata, pentru că eu am 20 de ani și îmi pune RCA-ul mare, sau înmatriculez pe numele lui unchiu, care nu e în Ilfov, e în județul Buzău. În mai multe țări europene, printre care Germania, Franța sau Marea Britanie, asigurarea auto se face pe șofer și nu pe mașină. Vara, ștrandurile și piscinele sunt cele mai la îndemână moduri în care ne putem răcori. Mare atenție însă, după o zi de relaxare putem avea și surprize neplăcute. Apa poate fi contaminată cu o serie de boli infecțioase. O amenințare în acest caz sunt filtrele de apă care, dacă nu sunt curățate corespunzător, se pot transforma într-un adevărat focar. În speranța că reușim să păcălim codul roșu de caniculă, apelăm la cel mai apropiat bazin de not pentru câteva ore de distracție. Vara însă, înmulțirea microorganismelor în apa piscinelor este favorizată. Orice inflamație a sistemului a tractului urinar facilitează pătrunderea bacteriilor în
organism. Apa este un mediu în care se dezvoltă foarte bine multe bacterii și ciuperci. Cea mai importantă infecție este infecția cu E. coli. Uneori, infecțiile luate din apă sunt greu de depistat de către medici. Este și cazul Mihaelei. După relaxarea mult așteptată de la final de săptămână, s-a trezit cu o surpriză neplăcută la camera de gardă. După câteva zile frumoase petrecute la piscină, m-am trezit într-o dimineață cu febră 39. În mod evident, am fugit la camera de gardă, unde mi s-a spus că am făcut apendicită. Știam că nu este apendicită, așa că m-am dus acasă și am încercat să combat febra în mod tradițional. A doua zi m-am trezit la fel și m-am dus din nou la aceeași cameră de gardă, unde de data aceasta m-au trimis la o ecografie abdominală. Am fost suspectată de o infecție renală. RMN-ul confirmând ulterior că pe rinichiul meu drept erau nenumărate focare de infecție bacteriană. Analizele de sânge, cât și cele urinare efectuate în aceea zi, nu au făcut decât să întărească faptul că eram în pragul unui șoc septic. Administratorii piscinelor apelează la pompe inovatoare și la soluții profesionale pentru a evita situațiile neplăcute. Filtrăm apa în două rezervoare după 24 de ore, după care este introdusă în sistem. Ulterior, pentru a ne asigura că apa are parametrii optimi, folosim sisteme automate de dozare cu hipoclorid de sodiu și pH- și un sistem de filtrare compus din 25 de filtre cu nisip de mare capacitate. Pompele de filtrare merg 24 din 24, după care, în afară de pompe, noi facem analize zilnic din 3 în 3 ore ca să ne asigurăm că acești parametri sunt conform. Eu mă uit un pic să fie curată, să nu fie Tot pentru prevenție se folosește și clorul pentru a diminua riscurile contaminării. Însă din aliat se poate transforma rapid într-un inamic. Clorul în exces nu face bine organismului. Avem modificări de pH și poate apărea patologie la nivelul pielii, cel mai mare organ al organismului, patologie la nivelul respirator. Relaxarea sau distracția la piscină poate veni uneori cu riscuri pentru sănătatea dumneavoastră dacă apa nu este tratată conform normelor de specialitate. Puteți să întâlniți infecții cu candidoză, cu E. coli, infecții microbiene sau alergii severe asupra pielii. Așa că pentru sănătatea dumneavoastră aveți grijă ca întotdeauna apa să nu aibă un aspect tulbure sau un miros neplăcut. Prin măsuri simple de protecție poți ține la distanță îmbolnăvirile. Dușurile frecvente și igiena corespunzătoare înainte de intrarea într-un bazin te pot salva pe tine, dar și pe cei din jur, de situațiile neplăcute. Întemeierea unei familii este un pas important. Mulți tineri amână însă decizia din motive financiare. Peste 380.000 de lei costă să întreții un copil până la terminarea liceului. România a întrecut Franța, Germania sau Marea Britanie la costul creșterii și educării primului copil. În cele mai multe cazuri, la noi, fondurile familiei merg către educație. De la scutece și îmbrăcăminte până la amenajarea locuinței, părinții plătesc sute de mii de lei numai în primii ani de viață ai copilului. Cei mai mulți bani merg către cheltuielile cu locuința. În 19 ani de viață, familia cheltuie 131.655 de lei. Alimentația, educația și incluziunea socială depășesc și ele sume de 30.000 de lei. Și la capitolul îmbrăcăminte, părinții trebuie să cotizeze consistent pentru nevoile copiilor lor, 54.900 de lei. În educația copilului. Meditații cel mai mult și nu doar meditații, ci multe, multe alte cursuri suplimentare. Nu am investit în gadgeturi decât la un nivel mediu, pentru că nu cred că asta este ceea ce îl definește pe un copil. Meditații. 3.000 de lei pe lună, 4.000. Partea financiară este esențială pentru mulți în luarea deciziei de a-și mări familia. Sunt oameni care pur și simplu nu-și fac calculele de frica rezultatului. Deci am văzut și situații din astea în care oameni care își doreau chiar foarte mult un copil au zis pur și simplu nu ne facem calculele, fiindcă dacă am face calculele, sigur am... Ne-am speriat și am zice că nu-l mai facem. Într-o familie din mediul rural cu venituri medii, 26% din bani se duc pe alimentația primului copil, în timp ce în cazul celui de-al doilea, procentul ajunge la 38%. Educația atrage doar 9% din fonduri la primul copil și 13% la al doilea. Și aici, costurile cu locuința sunt cele mai ridicate. 34% în cazul primului copil. Pe parcursul primilor 19 ani de viață, 14%
10% din veniturile părinților merg către îmbrăcăminte. Sunt părinți care cheltuie foarte mulți bani pe haine pentru că ai lor copiii doresc să poarte niște etichete, alți părinți investesc în educație sau investesc într-un sport. E un copil care poate face performanță și atunci are nevoie de susținere și emoțională și financiară. Dorința de independență financiară a tinerilor din noua generație face ca planurile personale să treacă pe locul 2. Trăind într-un stil de viață rapid, deseori tinerii își doresc foarte mult să găsească o modalitate în care să câștige cât mai repede și mai mulți bani. Costul total pentru creșterea unui copil născut în 2024 este estimată la aproape 595.000 de lei pentru primul copil și aproape 418.000 de lei pentru cel de-al doilea. Astfel, părinții care își doresc doi copii își vor asuma un cost minim de cel puțin 1 milion de lei pentru creșterea acestora până la vârsta de 19 ani. Consumul de alimente ultraprocesate, adică cele de tip fast food, crește alarmant de la un an la altul. În România, 1 din 4 lei cheltuiți pe mâncare ajunge la restaurantele de tip fast food. Ultimele date arată că în țara noastră, 5 din 10 adulți sunt supraponderali. Potrivit Institutului Național de Statistică, anul trecut românii au consumat mai puține fructe și legume. În același timp a crescut frecvența cu care populația mănâncă grăsimi și alimente ultraprocesate. Cât de des mâncați de la fast food? De 2-3 ori pe săptămână. De 2 ori pe lună, cred? Des, de 3 ori pe săptămână. Odată la 3 săptămâni, ceva de genul. Cam odată de 2 ori pe săptămână, maxim. Principalul pretext al consumului de fast food este rapiditatea cu care își pot procura hrana. Oamenii sunt mai mereu pe fugă și spun ei nu mai au timp să gătească. Dar și factorul financiar este foarte important. Pentru că e mai rapid, cum îi spune și numele fast food, și pentru că mi-e la îndemână. Ce bună, consistentă. Nu am prea mult timp pe acasă să gătesc. Sunt și prețuri mai convenabile. E și mai ușor, nu mai gătim acasă. Unii înțeleg însă că acest tip de mâncare aduce și pericole pentru sănătate și de aceea evită astfel de preparate. Nu e sănătoasă mâncare. Grăsime pe primul loc asta e. Pentru că țin la sănătatea mea. Nu vreau să ajung să am anumite boli și probleme și alte. Medicii nutriționiști atenționează că fast food-ul are multe calorii și combinații de sare, zahăr și grăsimi care sunt foarte nocive pentru organism. Nu este mâncare de calitate, nu are toți nutrienții de care noi avem nevoie, este de obicei grasă și ultraprocesată. Bolile secolului nostru, diabetul, cancerele, bolile de inimă, se hrănesc din mâncarea proastă pe care o avem la dispoziție. Gustul delicios rămâne cel care îi ține pe oameni dependenți de fast food. Astfel de preparate pot fi totuși consumate în cantități moderate. Din zona de fast food, eu aș recomanda pizza o dată pe săptămână, din zona de burger, dar burger făcuți cu simț de răspundere și să fie făcuți pe grătar, dintr-o carne de calitate. N-aș recomanda partea de cartofi prăjiți și nici de cum sosurile cu care sunt consumați. În România, aproape 25% din încasările din piața de restaurante merg către localurile de tip fast food, iar profiturile acestora cresc de la an la altul. Dacă mergeți în vacanță în Dubai, vă vindem un pont. Este musai să vizitați parcul de divertisment Aya, care a devenit de altfel cel mai vizitat loc din Dubai. Imagini spectaculoase de acolo, care cu siguranță vă vor convinge de recomandarea noastră după o scurtă pauză. Rămâneți cu noi! Chiar dacă la noi costurile cu educația sunt extrem de mari, pentru străini, țara noastră oferă studii la costuri mici. Așa se face că mii de studenți străini vin în fiecare an să studieze în România. Mulți dintre ei aleg facultățile noastre pentru că nivelul de educație e ridicat, iar taxele de școlarizare sunt mai mici comparativ cu alte țări europene. Dacă la noi plătesc o taxă de câteva mii de euro, în alte țări aceasta poate să ajungă și la 18.000 de euro pentru un singur an universitar. Acum reprezentanții universităților din țară au de gând să mărească această taxă.
În ultimii ani, numărul studenților străini care vin să studieze la noi a crescut. Cei mai mulți vin din Orientul Mijlociu, Israel, Liban și Maroc, dar și din Europa. Din țări precum Grecia, Italia, Germania sau Franța. Cei mai mulți dintre ei aleg să studieze medicina în țara noastră, în orașe universitare, precum București, Cluj sau Iași. La Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila București, dar și la Universitatea de Medicină și Farmacie din Cluj-Napoca, taxa anuală de școlarizare pentru studenții străini este de 8.500 de euro. Această taxă ar putea crește în perioada următoare. Ei aleg să vină în România și pentru această taxă de 1.500 de euro, la vecini fiind taxe mult mai mari, atât la bulgari cât și la unguri, s-ar putea în anul următor să mai crește și noi taxa. Deci este într-adevăr și un element de atracție a studenților internaționali. Noi suntem organizați în G6, o asociație a Universității de Medicină și Farmacie și în discuțiile noastre mergem pe aceeași țintă financiară, pe aceeași sumă pentru studenții internaționali. A fost 8.000 anul trecut și am crescut la 1.500. Și rectorul de la Universitatea de Medicină și Farmacie din Cluj-Napoca spune că taxa corectă pentru studenții străini ar trebui să ajungă la 10.000 de euro pe an. Pentru ei, în anul universitar 2024-2025, au fost scoase la concurs 550 de locuri pentru liniile de studiu engleză și franceză. Se ia în considerare o majorare a taxei? În acest moment nu. Pentru anul universitar următor, noi am anunțat condițiile de admitere, inclusiv taxa, cu 6 luni înainte, conform legii. Considerați că ar trebui majorată această taxă? În funcție de rata inflației, probabil că în viitor va trebui adaptată la cheltuielile care există cu liniile de studiu în limbi străine, pentru că sunt niște linii care implică cheltuieli foarte mari. În România, taxa de școlarizare pentru studenții străini este destul de mică față de ce se întâmplă în alte țări, acolo unde suma poate fi de două ori mai mare. În Republica Cehă și în Finlanda, de exemplu, pentru un singur an universitar, studenții străini pot plăti și 18.000 de euro. Jumătate din cei care vin preferă medicina, cealaltă jumătate optează pentru științe sociale, științe inginerice sau științe umaniste. Avem locuri pentru cetățenii din Uniunea Europeană care pot candida pe același loc cu cetățenii români și avem locuri pentru cetățenii din afara Uniunii Europene. Cât costă taxa pentru acești cetățeni nerezidenți din UE? Depinde de programul de studii, depinde de parteneriatele pe care le are Universitatea și Ministerul Educației cu țările respective. În general, în jurul a câteva mii de euro pe an. După terminarea studiilor, prea puțin dintre studenții străini rămân în țara noastră. Cei mai mulți se întorc în țările de origine sau merg în alte țări pentru a profesa, acolo unde sunt plătiți mai bine. Defilare în ținute spectaculoase, foarte chic, într-un bunker. Da, ați auzit bine. Este vorba despre o paradă a modei care a avut loc într-un mall din Sibiu, în bunkerul special amenajat pentru situații de urgență. Locul nu a fost ales întâmplător, deoarece ținutele au fost create de un grup de designeri din Ucraina. Aceste tinere defilează pe un fel de podium amenajat într-un bunker la aproape 20 de metri sub pământ, lângă parcarea subterană a unui centru comercial din Sibiu. Tinerele poartă haine gândite de către 5 tineri designer, membrii Ukrainian Fashion Education Group, cea mai mare instituție de învățământ ucraineană pentru experți în modă. Actually, it was my inspiration by big cities and nature in big cities, especially New York, and the mix of urban and nature, and yeah, that was the main idea why I decided to create. Finalul show-ului a fost marcat de un moment special în care designerii ucraineni au ieșit din culise cu drapelul țării lor, aflată în război cu Rusia de aproape 2 ani. Momentul a stârnit ropote de aplauze din partea publicului. Printre cei prezenți la eveniment a fost și colegul nostru de la Flash Monden, Cornel Crișan, dar și alte personalități din lumea mondenă. Faptul că suntem într-un bunker este cu atât mai spectaculos și povestea din spatele prezentării este una cât se poate de emoționantă. Locul ales este unul cumva care să se potrivească cu povestea pe care i-au spus-o în colecție. A fost un lucru ieșit din comun, adică au fost 4 studenți din Ucraina care au prezentat niște
niște fantasmagorii, niște lucruri care îți dădeau și fior, dar erau și ușor teatrale. Mi-a plăcut. Mi-a plăcut că m-a transpus pe scena unui teatru și, din păcate, iau acest teatru de război. Timp de două zile, Feeric Fashion Week va găzdui la Sibiu workshop-uri și prezentări de modă în peste 12 locații diferite. Prezentările de modă au un puternic mesaj social, intenția fiind de a scoate în evidență contextul politico-social în care activează întreaga industrie, spun organizatorii. Dubaiul este o destinație de vacanțe extrem de iubită de tot mai mulți români. Se spune că este un loc care surprinde prin experiențele sociale, gastronomice și culturale. De altfel, cel mai vizitat loc din Dubai este un parc de divertisment care îi transpune pe vizitatori în trecut, în viitor, în hiperspațiu, prin artă imersivă. Găsiți acolo 12 camere pline cu instalații futuriste care promit o experiență memorabilă. De la camere cu oglinzi la spectacole cu lumini, Aya Universe, un parc de zeci de mii de metri pătrați, te transportă într-o altă dimensiune. Fondatorii spun că în această vară tot mai mulți turiști au ales să viziteze parcul, fugind astfel de arșița de afară. This is a park very much built for a new generation of consumers. A generation of consumers that seeks escapism, you know, lives within the joy economy, the experience economy, that wants to feel things. And so Aya really lives towards a heightened sense of existence. When you leave Aya, you enter the mundane again. Stelele și cascadele din zona River, Flora și The Falls completează această experiență spectaculoasă. انبهار بالالوان, امتزاج بالالوان, يعطيك حتى راحه نفسيه. ولو ان الواحد احنا في جو حار وصيف, بس مجرد ما تدخل القاعات وتاخذ جوله تنسي كل شيء. ففي راحه وفي يعني relax لأي شخص يدخل هنا يعني. Parcul de divertisment s-a deschis în 2022 și până acum a strâns peste 750.000 de vizitatori, devenind astfel cel mai vizitat loc din Dubai. Au început Jocurile Olimpice de la Paris. Vineri a avut loc ceremonia de deschidere care a marcat o premieră în istoria Olimpiadelor. Pentru a face evenimentul cu adevărat special, organizatorii au organizat festivitatea unde altundeva decât pe un stadion, adică pe apele fluviului Sena. Imaginile nu mai au nevoie de niciun comentariu. Doamnelor, domnilor, punem punct acestei ediții speciale. O seară excelentă să aveți. La revedere! Program disponibil pe primaplay.ro.